And the Golden Globe goes to, and I'm so pleased to say that this because it's the first time this country, I believe, has ever won a Golden Globe. It's really great. It's the son of Saul, Hungary. Vă mulțumesc pentru tot. Noapte bună, Doamne ajută. Fiul lui Saul tratează un subiect sensibil, Holocaustul. Eu cred că trebuie să ne uităm în istorie, să o cunoaștem cât mai bine, pentru că aceste lucruri s-au întâmplat în realitate și sperăm să nu se repete. Lumea cinematografică poate ilustra cele întâmplate foarte bine și tocmai acesta este motivul pentru care am făcut acest film. Levente Molnar îl interpretează în film pe Abraham Warshawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, forțat să lucreze în condiții inumane în lagărele din Auschwitz. Filmul a mai fost premiat și de criticii de film de la Cannes. În plus, lungmetrajul a fost propunerea Ungariei la premiile Oscar. Normal că e o bucurie enormă, dar nu, fără față modestie. Cel mai important, nu poți să lucrezi ca actor, adică îți dorești ca treaba ta să fie văzută, că nu, dar nu o faci pentru dulapul din Living sau de nu știu unde. Deci vrei ca lumea să vadă. Detalii inedite despre film puteți urmări în emisiunea Transilvania Culturală din 7 iunie 2015, ediție pe care o puteți viziona integral pe canalul YouTube al TVR Cluj.